Vizualizează vlogurile săptămânale în 360 de grade la un nivel mult mai real. Cumpără cu doar 40 de lei ochelare personalizați de Link și poți să fiu chiar în fața ta. Linkul către Verdus este în descriere. Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Sims 4. Deseori primeam întrebarea în ultima vreme ce se întâmplă cu seria asta, de ce n-a mai apărut, dacă m-am lăsat de ea. Nu, doar că am pus eu pe primul loc alte serii, ați văzut și voi că am postat încă un clip în 30 de grade, am mai pus și ceva GTA 5 și ceva Minecraft și s-a umplut timpul cu alte lucruri, dar n-am uitat de seria asta. Iată că astăzi apare un nou episod și bineînțeles, dacă vrei să continuăm cu cât mai multe episoade de acest gen, știți și voi ce trebuie să faceți, arătați-mi susținerea voastră, apăsați butonul de like, iar eu voi vedea astfel ce vreți ca eu să fac, ce vreți voi ca eu să fac. Bun, e bine, m-am gândit astăzi să fac ceva nou în casa mea. M-am gândit să-mi elimin una dintre camere și să o transform într-o sală de sport, într-o cameră de sport, mai bine spus, că nu o să fie da mai sala sau ceva similar, pentru că cel puțin caracterul masculin s-a îngrășat îngrozitor și trebuie să facem cumva să fie un pic mai musculos. Sper că nu este sunetul din joc prea tare, adică mai tare decât vocea mea, dar sigur asta a fost pe o perioadă temporară. Bun, vedem aici că Mia este însărcinată, mai are ok în semestru 3 în 6 ore, deci nu știu exact SMS, dar e posibil ca în acest episod să vedem, să ne apară chestia aia cu selectatul caracterului pentru bebeluș. Ok, o să-i las pe pauză pentru că în acest episod o să construim mai mult. M-am uitat eu așa prin casă și sincer să fiu, singura cameră pe care aș putea să o elimin fără mari probleme ar fi asta, pentru că avem foarte multe dormitoare și aș putea să fac totuși aici, în fiind așa să spun terasă sau nu știu, dar parcă nu e, e prea mult spațiu aici. Asta vrea să fie un loc mai special pentru musafir sau ceva de genul, așa că vom elimina camera asta pe care o vedeți și o vom transforma într-o sală de sport. Ok, hai să dăm bătaie. Avem și muzica acum pe fundal. Yes! Bun, vindem totul și o să cumpărăm materiale speciale pentru noua noastră sală de sport. Ia să mi opresc eu aici Wi-Fi-ul să nu mai primim notificări, să nu ne deranjeze cumva cineva. Bun, trebuie să scot și becul ăsta pentru că în sala de sport nu avem astfel de lumini. Bun, de fapt, cred că am să mă duc un pic în options, game options, music, audio și am să dau un pic astea mai încet. Music. Bun, cred că așa este cel mai ok. Apply. Ok, bănuiesc că s-a păstrat ceea ce am făcut eu. Bun. Băi, sper să ne fie suficientă camera asta, adică să nu fie nevoie să o mărim. Dacă constatăm noi asta, e bine, o să o facem fără doar și poate. Ia să văd eu ceva. Ok. Tablourile astea n-au ce căuta într-o sală de sport. O să le înlocuim cu alte reclame, nu neapărat reclame, ci chestii specifice sportului. Am văzut eu că există așa ceva. Bun, băi, atâtea ferestre, hai să le lăsăm, bun. Hai să le lăsăm și m-am dus la etajul inferior, din păcate. Ok, aici avem noi treaba, dar hai să lăsăm totuși, nu, nici așa. Nu, ok, așa este mai perfect, bun. Covorul ăsta, categorii, trebuie și el eliminat. Ok, și acum hai să vedem, ne punem aici, ia să văd eu, dacă aș găsi locul cu, podele, nu? Ce scrie aici? Nu. Vreau floor, gen podea. Floor așa. Lamp, nu. Ce ar putea? Cred că aici am găsit ceva, nu? Nu știu exact care covor s-ar potrivi mai bine, dar cred că momentan putem să lăsăm așa și cu gresia asta. Hai să scriem aici fitness. Fitness și apoi o să... Bun, aici avem noi, vedeți că trebuie să facem level 4 la playful ca să putem lua cele mai scumpe lucruri, dar bineînțeles pe parcurs caracterul nostru va evolua în level și vom putea lua toate aceste aparate mai profesionale, să-l numim. Vom lua, asta este mai bună în câte văd eu aici, fiind și mai scumpă, sau ia stai,
Nu, asta e cea mai bună, bun. O să punem în colțul ăsta. Îi luăm și un sac de box pe care îl punem aici. Și asta o să o punem ceva de genul. Bun, avem aparate necesare, însă hai să vedem noi dacă scriem sports sau equipment. Să punem așa decor și chestii. Vedem, poate. Ăsta nu mi se pare ceva. Car. What? Nu vreau asta. Poster, da, asta vreau, poster. Bun, avem aici o grumă de poster, interesant. Hai să vedem care ne-ar plăcea nouă cel mai mult. Mă, ăsta cu verde părea destul de atractiv. Așa mic, lol. Știu că puteam mări cumva obiectele, nu știu pe... Ops, nu. Nu știu exact cum, mi-a scris voi în comentarii. Ia stați așa. Nu, oricum am mulți bani, deci nu. Oh my god, nu știu cum să le măresc, dar știu că mi-a spus voi că există o modalitate. Știți care e faza? Am cumpărat foarte multe și le-am pus în același loc. Hai să vedem. Ok, ăsta e ultimul. Bun, păi hai să spunem că ăsta rămâne aici, însă sper că asta să fie mai mare. Nu e nici ăsta mai mare. Lol, cum e prins, parcă pare înclinat ușor dacă vă uitați. Bun, hai să punem articole de astea peste tot să pară așa mai profesional. Un copac, nu. Ia să-i altceva, ce mai avem pe aici? Toi? Jucării? Nu. Așa. Ok, nu. Bun, păi atunci hai să ne chemăm aici caracterul și... Fapt, oare să mai punem ceva de astea bannere, Speedy Sports Toy? Nu. Oare astea vor fi mai mari, dar nu mi se par pentru sport, sincer să fiu. Doar chestiile astea ar avea așa o tentativă. Nu știu exact ce să fac, însă cred că e destul de decent cum am făcut, cum am amenajat locul până acum. Bun, păi hai să vedem ce fac caracterele noastre. Mă rog, doar băiatul, că nu o să punem pe femeie să facă exerciții aici fizice. Bun, hai să dăm play și să urmărim. Deci stai așa, ăsta are nevoie, ăsta mănâncă, de fapt asta mănâncă. Și tipul ăsta, ăsta trebuie să doarmă. Bun, păi, mă, mănâncă nasul, deci nu știu ce, mereu când filmez, se întâmplă ceva, mă mănâncă nasul, mă scarpină, îmi vine să mă scarpin în cap. Bun. Asta are greață, da, să cum ne aveți grețuri. Vedeți și stare are ea. Bun, păi ăsta trebuie să se culce. Și apoi fii atent, șmecher, după ce te culci. Dai să mai dăm noi aici, să vedem unde se culcă. Ia, culcă-te aici, fapt, nu uhu, ci sleep. Oh my god, bine, du-te aici atunci. Așa. Dar știți că dacă o să dau acum să fac sport, o să întrerupă somnul. Așa că o să așteptăm să doarmă. Bă, dar ce e beznă, nu aprinde și voi lumina? Sau n-ați plătit, nu spune că n-ați plătit curentul, fratele meu. Ia venim, că o trimitem pe cucoană. Ok, înseamnă că nu a fost, nu spune că nu are ce să plătească, bun. Păi tu, ce ai putea face tu în acest timp liber? Mi-a spus foarte mult că Rada Link a demisionat, pentru că, mă rog, de fapt a fost concediat, nu demisionat, pentru că nu s-a dus la muncă, dar, sincer să fiu, mă bucur cu acest lucru, o să caut un nou job, dar vreau să văd eu cum face el cu racheta asta, însă principal acum este fitness-ul, să dezvoltăm și lui pătrățelele acolo, pentru că duce lipsă sărăcuțul. Bun, ăsta doarme și asta, nu știu ce vrea să facă. Social, băi, ai avea nevoie de social, dar... uite, tocmai asta face, dă chat, ok. Băi, hai să punem să treacă timpul un pic mai repejor. Unde te-ai dus, mă? Ok. Deci, casa este atât de mare încât este greu să... Mi este greu să văd pe unde să duc caracterele. Mamă, face și pipi pe el. Păi, du-te și fă un pipi. Lasă că ai dormit destul. Și apoi, șmechere. Dar nu știu ce e business, spuneți-mi voi, n-au... Auto light, turn on. Dar doar aici nu poți pe toate. Color and intensity. Bă, ești prost, poți să selectezi culoarea lor. Nu, frate, vii aici și workout, mă simți? Made a new good. Ok, mamă, ia uite, ce arăt el. Link Sport. Nu spune că ai obosit, băi, șerifule. No, vii și mai. What, stai așa, ce ai tu? Păi ok, atunci, hai să vedem. Du-te și distrează-te, nu știu cum, dar te dis. Ok, gătești. Bă, a fost el supra-solicitat, mă înțelegi? Mamă, nu mai vrea nimic, uitați și voi. Nimic. Hai mă, fii fericit și fi... Ok, dacă nu vrei să faci sport, te pun să pictezi, fratele meu. Pentru că tu trebuie să îți dezvolți creativitatea în sensul ăsta.
Dar de ce nu vrea să facă nimic ce îi spun? Ok, hai să gătești atunci, fă ce vrei, na. Hunger, level up, nice, bun, măcar n-a să fii tu bun. Hai să-mi timp să treacă o leacă mai încet. Mamă, și asta tot se duce la toaletă din ce în ce mai des, deci asta înseamnă că bebelușul începe să apară cât de curând. Mamă, câtă burtă are, vedeți? E cam grasă. Lol. Bun, de ce o stai, mă, cu farfuria în mână? Mănâncă, fratele meu. Ok, te și distrezi. A, nu, nu, nu îmi spune că vrei să joci șah singur. Smart. What? Pe bune joci? Ți e suficient un singur de asta pentru distracție? Ok, hai. Ce vorbesc de mamă cât de urâtă e, dar e normal pentru că n-ai, nu neapărat e urâtă, ci ni se pare nou. Pă bune, ai lăsat asta aici, nu-mi pasă. Clean up. Mamă, să nu spui că tu voiai să mănânci aia. Serios, chiar voiai să o faci? Adică mi-a părea obținerea că să mănânce așa ceva în halul în care arăta, nu cred că ar vrea nimeni să o mănânce. Bun, hai să zic dacă acum e mai este el dispus să facă exerciții. Workout, ok, bun, nice, vino aici, frate. Hai să te distrezi și hai să vedem cum tragi el la aparatele astea. Ia uitați-l. Pentru început o să fie foarte bad, dar cu timpul va exersa din ce am văzut eu. Dar așa repede te lași bătut? Serios, nu vrei să excelezi în treaba asta? Watch news, ok, dar nu vreau să watch news, vreau să... Bine, frate, am să-ți găsesc un job, dacă tu chiar așa de rău ești. Hai să vedem aici. Nu. Travel. Ok, atunci mi se are de pe aici găseam. Join a career, ok. Click to find a job for Rada. Bun. Păi hai. Join, fratele meu. Find a job. Hai mai repede, băi, șerifule. Ok, hai să facem tot. Sau nu, athletic, să facem asta. No, nu vreau, vreau tot painter. Pentru că el asta făcea. Bun. Career goals. Employees seems to have goals they need to complete in another așa. Bun. Înseamnă că trebuie să fii mai atenți când îi apare mesajul ăla că se ducă la muncă. Pe bune, asta muncește și gravidă fiind. Înseamnă că este foarte devotată muncii sale. Bun. Ăsta doarme, e pe banii lui. Stai acasă, șeriful ăsta. Bun. Mai și sfărăie. Păi așa fac bătrânii. Vedeți cum am bătrânit, cum am dat-o pe de-astea cu... cu... Bă, fii, dai și la... Oh my god, nu vrea. Pentru că are, face pipilică pe el, înțelegeți? Bă, ăștia să-l lăsăm să doarmă, vai. Mai bine lăsăm să doarmă. Dar bine, hai că-l punem încă o dată. L-am trezit din somn, asta e. Nu se supără nimeni pe noi. Mamă, dar vreau să facă mușchi și chestii. Nu vreau să fie așa de zlăban. Ok, atunci Explorer upgrade. Câte chestii. Elevator encounter. Keep quiet, ok, bun. După ce te joci tu acolo, îți upgradezi asta la maxim. Install, ok, faci tot ce... Nu! Asta nu vreau să faci, încă. Vreau să-i dăm upgrade la toate astea. Și la level 10 o să putem să vedem cum este în spațiu. M-am asigurat de asta și chiar se poate realiza, bun. Dăm pe speed up. Mamă, și chiar vreau să treacă timpul cât mai repede să vedem când vine bebelușul. Nici nu știu ce era cu voi, pentru că foarte mulți erați puși așa cu semnul întrebării, adică nu știați ce s-a întâmplat cu seria de Sims, n-am mai pus câteva zile, pentru că nu știu, considerați-mi eu că e mai bine mai răruț. Level up, level, încă un level și putem să vedem cum iese în spațiu, băieți, ce spuneți de asta? De-abia aștept sincer să fiu. Ia să vedem aici la skill-uri. Cred că cel mai mare are levelul la rachetă, nu? Video games, da, și la picture sau cum... painting, mă rog, level 6, ok, deci... Este bun pe aceste două planuri. Ok, tipa este la muncă. Sperăm că va veni și aia, să vedem. Nu prea mai are energia asta, nu? Ia să vedem. Da, bă, trebuie să se culce. Păi vii acasă și nănițul cu tine. Hai. Du-te, da. Nu vrei așa? Bine. Atunci... Sleep. Îi dăm așa, ok. Ăsta construiește de zor la racheta lui. Mama, am muncit pentru 160 de dolari. De fapt, sunt bani. Pentru o zi să facă 4 milioane, de fapt aproape 5 sau mai mult, nu știu exact. De fapt nu sunt dolari, sunt banii lor în Sims. Nu știu care este raportul în lei, convertirea lor. Ok, hai că tipul ăsta, mamă, mai are multe de-astea de îndeplinit, obiective. Se culcă fata noastră, ia să vedem cum doarme ea. Bun, și ce mai ai tu nevoie de somn și de pipilică? Știu că sunt foarte ciudat. Bun.
Mamă, să vezi când se ducă ăsta la muncă, sunt curios și eu. Te-ai cam murdări, păi dacă te-ai murdări, hai să facem băiță, băi. Băiță la fetiță. Te-ai ca... Bubble bath, ok, nice. Face o baie cu spume. Cu spume, bun. Băi, levelul ți-a mai crescut? Ia să vedem. Da, bă, uite, aproape facem. Mamă, cred că facem level 10 chiar în episodul ăsta, de fapt. Nu, că filmăm deja de 15 minute. E, cu siguranță în episodul viitor probabil vom unde. Sau nu, cred că pe live o să facem asta. Nu știu, vedem cum ne organizăm și noi situația. Ce se bălăcește el mai aici? Cred că se simte foarte bine făcând o baie cu spume. Mamă, și să vedeți că am citit două chestii pe net. Că poți debloca cenzura asta, mă rog, nu este legală pentru YouTube, dar nu știu ce ai vrea să faci asta, adică vrei să transformi un joc de genul ăsta într-un joc care, oh my god, este are foarte multe probleme. Mi-a spus voi că în momentul în care a devenit mai bătrân, îi scade mai repede energia, ceea ce am observat și eu, că obosește mai repede, dar, na, este ok, adică ne vom obișnui cu treaba asta, mai ales că am văzut eu undeva, nu mai știu unde, că pot să cumpăr niște poțiuni sau ceva similar. Oh my god! Câtă purta! Mamă, uitați-vă cum arată! Deci mi-e frică cu asta. Mi-e frică că în curând o să zic că hopa, trebuie să nasc. Bun, am văzut că pot să cumpăr niște poțiuni care mă ajută să nu mai scadă energia niciodată, adică să nu mai dorm niciodată sau să nu mai fie foame niciodată. Nu mai știu cum am ajuns eu din greșeală la ele. Chiar nu mai știu cum am reușit să o fac, dar era off camera, anyway. Și cred că o să cumpăr, dar știu că nu aveam destule puncte de astea în Sims, nu mai știu cum să te treaba atunci. Mamă, ăsta doarme, asta doarme, nu? A, bă, nu, face pe ea, bun. Și ăsta ar cam trebui să mănânce, să se distreze, are multe de astea. Și apoi o să-i dai explore, continue expanding cargo bay, ok, o să faci asta. Bun, păi, nu știu. Îmi doream să treacă timpul mai repede în Sims să nască ciudată femeia asta, dar se pare că nu vrea să o facă prea. Science there's fix vo- deci nu pot să cred, vorbeam de lup și lupul la ușă. Ce bine că s-a întâmplat asta în clipul ăsta, nice. First name, last name, name, adică numele de familie. Stai, e fetiță? Baby needs her, ok, deci pe ea, este o fată, bun. Este o fată, cum să o numim dacă este fată? First name, punem numele Rada, ca să se numește familia. Și dacă este fată, o să-i punem, mulți mi-a spus să o pun Anca. Să nu știu dacă vreau, adică să fie un bebeluș Anca. Bine mă, hai, Rada Anca. Ce-o fi, ce-o voi, hai să dăm așa. Adică multe comentarii spuneau asta, nu pot să cred. Ok, deci s-a născut bebelușul. Unde este bebelușul? Uite cu pătuțul, mă. Nu pot să cred, uitați-vă cât de frumos e. Ha, așa dormi bebelușul. Deci acum putem să controlăm și bebelușul? Ha? Stai. Nu avem acces la el, doar la Anca. Da, nu avem decât la Anca, doar la Jessica și la Link. Păi măi, noi ne oprim aici cu acest episod. S-a născut bebelușul în cele din urmă. Uite cum... Băi, ce mânuțe are! Nu, până simți copilașii sunt drăguți. Eu vă mulțumesc foarte mult de vizionarea acestui clip. O să continuăm cu creșterea copilului și dezvoltarea noastră pe plan profesional a caracterilor noastre în episoadele viitoare. Eu vă mulțumesc foarte mult de vizionarea acestui clip. Noi ne revedem la ora... Este posibil ca următorul clip să n-apară la ora 15, cum erați voi obișnuiți. Este posibil să apară un pic mai târziu ori din cauza unor probleme. De fapt datorită, undeva pe la ora 16-17 va sigur că o să apară un nou vlog. Și ne revedem atunci. Eu am fost The Link și vă salut pe toți, ciao!